placă pe pârtie e precum un pictor cu pensula. Paradoxal, pe pânză pictează cu picioarele. Pocniți palmele, potoliți pisicile și poposiți pe perne pentru a-l primi cu pompă pe Andy, pe bune, Moisescu! Băi, ați auzit-o pe asta? Da. Picioare, n-am înțeles nimic, mă, câte fac. Băi, realitatea este că Georgica mă cunoaște excepțional, deci pe cuvântul meu. Da. Eu sunt exact opus, deci cum sunt pe snowboard, exact așa nu sunt pe planșa de desen, vă spun. Bună seara și bine ați venit la Pe Bune, emisiunea în care aflați lucruri pe care nu o să le aflați niciodată de la școală. Dar voi ați sesizat că era ceva aparte în ceea ce a spus George mai devreme? Ce anume? A fost o propoziție în care aproape toate cuvintele începeau cu aceeași literă. Iș. Da. Păi asta era. Pictează, pensulă, picioare. Ei, și asta se cheamă într-un fel, se cheamă pangramă. În fine, să trecem la treabă, că avem o zi impresionantă. Muncă multă, mize mari, merg mână-mână cu magicul Mihai Bobonete. Alături de el, atul său ascuns, artistul autor al ariei Arde-mă, baby, Alex Velea. De cealaltă parte a ringului, contraatacă, comitetul condus de cunoscutul comediant, capitanul Costidiță. Alături de el, ascultă atent aliata sa, adorabila, apriga Antonia. În familie, cum ar veni? Da. La voi și pe latură culturală, ca să la noi pe latură de Lăpuși, Valea Roșie, Craiova, tot. N-am avut ce să facem. Am venit la București. Braz de simplon, tot. Suntem aici. Frumos, tată. Hai că e ca de obicei, avem 12 domenii la dispoziție, câte 6 pentru fiecare echipă, 500 de lei pentru fiecare răspuns corect. O întrebare finală în care puteți paria până la toți banii pe care i-ați obținut până atunci. După care, mă rog, urmează distracția pentru că vedem cine a câștigat cei mai mulți bani. Aia e echipa câștigătoare și banii se împart în totalitate susținătorilor acelei echipe. Pentru voi, voi. A zis Alex în felul următor. Ce a zis? Acolo e partea cu frumusețea, echipa unde frumusețea și aici e pe cultură generală. Deci inteligență de... și invers. De... și atitudine. Așa a fost. Acolo, și dacă e tot aici. Bărbatul a zis, acolo e frumusețea și e bine că ne egalează puțin, că ne trage Costi în jos. Vorbim acasă. Bă, la voi, nu știu prin ce miracol, aveți mai mulți susținători. Sunt 45 la voi, Bobo. Bravo lor. Da, pentru că au dat bani. La voi mai ușor la împărțeală, aveți 40 de susținători. Bun așa. E bine. 40. Suflete curate. Vă dați seama. Pure. De departe, cel mai mare număr de susținători se află de partea cealaltă a ecranului, corect, indiferent de dimensiunea lui, mai mic, mai mijlociu, mă rog, mijlociu, mare. Și să nu spui că pot juca cu noi în același timp. Puteți să jucați, chiar vă invit să jucați împreună cu noi în același timp, dacă intrați pe pebune.protv.ro. Tot acolo veți descoperi și premiile care vă așteaptă astăzi, dacă răspundeți corect, înaintea lor, la toate întrebările din emisiune. Bun, acestea fiind spuse, ce vă doriți? Să vedem ruleta. Hai să facem cunoștință cu cele 12 domenii cu care ne distrăm în seara asta la Pe Bune. Ia uite. Nu stau în Hawaii. Dau moda. Afectiv, olfactiv. Și tu, Brutus. Auzi? Insano, incorpore sano. Oh la la. Big in Japan. Matra paslâc. Vacă la apă. Ce? Visul american, da. Și un mare și bine meritat domeniu surpriză. Okay. Noi începem, deci noi trebuie să alegem primul domeniu. Da? Da. Dau moda. Dai moda? Da. Dăm moda. Direct așa? Da. Da. Hai tată, dau moda. Ce modă bizară a pătruns în protipendada britanică a secolului al XIX-lea? Trei variante. A. Femeile purtau baston și pantofi cu tocuri de dimensiuni diferite pentru a șchiopăta. Cel mai asta frumos, e de gangster, ca să știi să ia la gangster walk-ul. Sau, să da, ai da, okay. Bărbații purtau tocuri foarte înalte ca să aibă picioare suple și frumoase. Modă bizară. Tocuri înalte. Sau, bărbații și femeile purtau burci false pentru a da impresia că sunt prosperi. Băi, stați puțin așa. Protipendadă. Da. Adică... oamenii din elita britanică. Asta înseamnă? Păi da. Păi ți-am zis, mă? Da, da, de nu, zis. Că nu, că... mi-a șoptit un pic, avea dreptate. Dar să știi că nu te ajută foarte mult. Ba da, mă, că vreau să știu ce fel de oameni erau, ca să știu dacă ce ar fi purtat.
Femeile purtau baston și pantofi cu tocuri de dimensiuni diferite pentru a șchiopăta. Tu mergi pe stradă, noi suntem doi lor de ăștia de protipendadă și mergem pe acolo și la un moment dat o vedem pe una care șchioapătă și zici... Dar nu e, nu neapărat pe asta. Asta-i. Dar poate șchioapă și... frumos. Păi nu știu, ce Alex zice că de milă, o vezi și zice, ia uite bă, îți face o pomană, frate. Da, e bună asta. Îți dă cu milă. Da, cu milă. Să ne gândim, întrebe... Să burți false pentru a da impresia că... Mi se pare că e mult asta. Da, asta e clasică, asta așa e. Și la noi așa. Burta înseamnă că o duci bine, știi? Direct proporțional cu burta. Ai banul pe portofel sau, mă rog, pe ce purta atunci în buzunărel, în... ceva. În schimb, imaginea mea de bogătan protipendadă britanică, secolul XIX, are legătură cu aceste tocuri. Acești pantofi cu toc care acum au apărut iar la modă, am văzut pe la niște lăutari. Dar și Elvis purta tocuri. Și Elvis. Păi atunci luăm varianta Elvis. Cinciu. Dar în general, de ce poartă bărbații tocuri? Hai să o luăm pe partea asta. De ce ar face asta? Eu port ca să pot să o sărut pe Antonia, de exemplu. Eu nu port, nu știu de ce poartă, nu știu ce care tocuri. Înalți. B.U. sau C.U.? Corect, burți, au zis. Burți. Burți? Burți. Hai mă să luăm burți, apasă burți. Clasică. Cu stânga sau cu dreapta? Nu care vrei, nu contează. Okay. Am luat, Andy. Ați luat-o pe asta la mișto, primul oră, că e burta la spate, că din asta. Eu zic că ăsta a fost domeniul cel mai greu. Da. Este, într-adevăr. Nu știu de ce v-ați repezit în el. Nu eu. Pentru că ne reprezintă. A, de modă. Ok, hai să vedem. În actorie, comedie. Da, bineînțeles. Eu breakdance. În secolul al X-lea, pantofii cu toc îi ajutau pe călăreții persani să-și fixeze piciorul în scărițe, iar bărbații au tot stat, sus pe toc, până la Revoluția franceză. În secolul al XVI-lea, o burtă plină era semn de prosperitate și oamenii vremii foloseau căptușeala pentru a arăta cât de nobili și sătui sunt. În secolul al XIX-lea, Alexandra de Danemarca, soția prințului de Wales, era un adevărat fashion icon. Doamnele copiau tot ce avea, până și mersul șchiopătat. Își puneau pantofi cu tocuri de înălțimi diferite, plus un baston ultimul răgnet, și făceau furori în pas șontâc. În alta societate, șchioapătă, moșer. Nu înțeleg, de ce? De atunci s-a victimizarea s-a aplicat de atunci. Era o dileală. Dacă pozezi în victimă, adică ai un handicap, știi, oamenilor o să li se facă oare... Sau să trebuia să ne luăm de cuvântul bizar din anunțul întrebării, că într-adevăr asta e cea mai bizară. Visul american? Visul american, dacă vrei să... Hai să ne băgat iar pe domeniul nostru. Visul american, hai! Mașina American Dream, construită în 1990 de Jay Orberg, un creator de prototipuri pentru producții de la Hollywood, este dotată cu, atenție, A, un pistol de colecție, caroserie blindată, un bizon împăiat și o bară de striptease. Băi, nu, stai mă puțin. Sau, jacuzzi, tapiserie aurită, două tablouri de Picasso și o rulotă veche și ruginită. Sau teren de mini-golf, pat cu apă, piscină, heliport și spațiu pentru 75 de persoane. Băi, poftim. Vă previn că una din astea trei e așa pe bune. E prea dement. Ce ăsta mi-e teren de mini-golf cu pat cu apă, piscină, heliport, spațiu pentru 75 de persoane? Ce doamne iartă mașina asta, bă, băiatule, că e ce vorbește, e portavion. Deci ne gândim așa, e unul care a creat demența asta. Înțeleg. În 90 l-a apucat pe unul și a zis, bă, trebuie să fac ceva special. Un teren de mini-golf în mașină. Da, un teren, mai micuț așa, știi, un doi. O singură gaură. Exact. Așa o singură gaură, bravo. Și mini-golf, mini-golf. Mini-mini-golf, exact. Da. Visul american, asta trebuie să dai channel-ul. Știi, visul american. Da, da. Bam. Și nu primul așa. Nu, a, nu. Tu îți dai seama cum arată asta, stai în mașina ta, ia cu pistolul și pe bara de striptease, s-a terminat șmecheria, adică e tot ce vrei. Every man's dream. Aici când ai farmec. Când mă gândesc American Dream, mă gândesc și că mai mult, uite, casa cu pistoale. Cu bizon, îmi pare că e super like bizon, American. Bizon, băiatul ăsta mea, nu l-am văzut. Nu fi bizon. Poate să fie, poate să fie. Și o bară de mi-e frică că ceu e super mult, nu știu, pare prea. Bine, nu luăm ceu. Ce vrei să luăm? Luăm ce? Nu cred că ai zis, luăm ce? Hai să luăm, îl luăm? Da. Gata. Ce ați luat? Ce? Helicopter, 75 deci de persoane. Deci da? Da, ne-am dus puternic. Ați luat meniu și a zis așa, ce-i mă cel mai scump? Da. Ce? Și dacă nu e? Nu e, asta e, am greșit. Da. Hai să vedem. Hai. Dar americanii oricum sunt pe mare.
Dacă pentru voi visul american este să vânezi bizoni, după care să sărbătorești cu striptease și focuri de armă. N-ați nimerit. Varianta cu rulota ruginită și tablourile e și ea doar la derută. Jay Orberg, creatorul celebrului DeLorean din filmul Înapoi în viitor, a avut un singur cuvânt în minte. Opulență. Visul american măsoară 30 de metri de la bot la portbagaj și este cea mai lungă mașină din lume. Iar ca pasagerii să nu se plictisească la drum, mașina vine echipată cu un teren de mini-golf, un pat cu apă, jacuzzi, piscină și, bineînțeles, un heliport. Băi, nu cred, mă! Bravo! Ai zis, Alex, a fost mai ușoară. Așa e. Și aș și lua demența asta. Sunt de acord. Începem așa, cu a fost mai ușoară? M-aș duce pe vacă, pe... Ben. Nu? Da. Da? Vaca la apă. Vaca la apă. Vaca la apă. Ce ți-am zis? Exact ce bănuiați. Lamantinul sau vaca de mare. Lamantinul, da, mă, folosește A. Triluri în frecvențe sonore înalte pentru a-și hipnotiza prada. Sau B. Flatulențe pentru a-și controla plutirea. Sau C. Pietre de pe fundul mării pe post de proiectile cu care își amețește victimele. Există vacă de mare? Da, 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 la mantin. B. Da, B-ul. E B-ul clar, mă. Da. Băi, e B-ul, mă. B-ul clar, nu... E bine, n-ar rost să le vorbim. Vă, ce, că asta cu... Da. Își reglează din... Da, din mă, dioptin. Da. Ca e pe putea... presiune, are manometre. Da, măi, da. Le-i dă drumul, te mai duci. Sau... Asta, pietre de pe fundul mării, stă la adâncimi mare, adică dacă te duci până acolo să iei... Și cu ce l-aruncă, tu ai văzut, știi cum arată? Da, îți dai seama. E ca un porc fără picioare, da, și da, da. De ce n-are nicio cum treabă. Cu ce, Bobo? Cu aripioarele, tat. Ia cu... pietricică. Țintă, cu aceleași mânuțe care mânca tiranozaurul, da, omleta, da, nu putea, da, să apuce nimic. Da. Păi cum, că merge de, deci ăsta e fund. Da? Pac, s-a luat aici, ia. Dar tu, așa, sentimental, la ce vibrezi? Sentimental? Noi am vibrat amândoi și... de la început. Da. Pe varianta B. Da. Am vibrat pe flatulență și asta luăm cu triluri, da, B-ul, clar. Triluri, nu. Da, mă, da, mi se pare că se poate regla adâncimea din presiune. Hai să vedem. Lamantinul este un mamifer acvatic, ierbivor, lung de 3 metri și greu de peste o tonă. Din cauza taliei sale nu are prădători naturali, deci n-are motive să dea cu pietre nimeni. Christopher Columb era convins că animalele astea dolofane sunt sirenele din legende, dar glasul lor pițigăiat nu are abilități hipnotice. Lamantinul este cunoscut pentru felul inedit în care își controlează plutirea. Mai exact, își îndreaptă trupușorul suav și zvelt în direcția dorită, sub propulsia flatulențelor. Da, tot, mă! Că m-am gândit! Era cea mai logică! Ai văzut filmul cu George Clooney, Gravity? Da. Tot din asta regla. Da, bam, bam. În imponderabilitate, din asta îți reglezi. Da, da, da. Ceva trebuie să te împingă. Unde vrei să mergem? Auzi? Da? Da. Auzi. Auzi, semn de întrebare, semnul exclamării. Un detaliu mai puțin cunoscut despre fiziologia aparatului auditiv este acela că auzim muzica mai bine cu urechea stângă și vorbele mai bine cu dreapta. Auzim mai clar alinturile și laudele decât țipetele și reproșurile. No, asta e psihologic. Sau ce? Vocile groase sunt procesate de urechea dreaptă, iar cele subțiri de cea stângă. A sau ce? Ceva cu a sau ce? E complexă treaba. Dreaptă, stângă, vorbele pe dreapta. Păi normal. O tiță. Tu ce auzi, de exemplu? Când ai venit azi dimineața la mine la cabine și ai hip direct la ușă, păi, cu ce ureche auzi de-ai? Păi n-am asta cu urechea. Urechea sufletului. Sunetul se fixează undeva aici, în interior. Dacă sunt probleme de balans, într-adevăr, o să mute. Tu în ce ureche porți cască atunci când ești pe scenă? Ambele. Deci nu ne ajută. Costi, tu în ce ureche ții casca? Acum în stângă, dar... Asta cu vocile groase sunt procesate de aia pare credibil. În ce ureche pui tu casca? Nu, ai apăsat-a! Am apăsat de greșeală! Ai luat ce vorbeai? Nu există greșeală! E
E ok, se întâmplă. Hai să mai poate vorbim un pic rămâneț eu, că poate e adevărat. Mă, iartă-mă, nu putem băi să dăm înapoi? Antonia, stai mă, așa, că poate ai luat bine, mă. Stai, nu te, stai ușor, nu te agita. Da, poate că ai luat exact ce trebuie. Da, hai să vedem. Hai să vedem, așa zic. Eu merg pe B, că nu s-a greșit. Tu pe ce mergi pe B? 50 de lei pe B. 50 hai de lei, eu zic ce? Eu nu pot puțin să mă 50 promis de lei pe ce? A sau ce? Facem că brăila noastră, fără emisiune. Ce okay, da. Parandără, tu. Am o brăilă cu Costi. Hai. Vocile groase și cele subțiri sunt asimilate în egală măsură, iar urechile umane n-au ajuns încă la performanța de a procesa diferit țipetele și laudele. Dacă ar fi așa, ne-am transformat toți în niște oameni plini de ei, care aud doar complimentele și ignoră criticile. Însă, aparatul auditiv uman are o calitate mai puțin cunoscută. Este adevărat că muzica o auzim mai bine cu urechea stângă, iar vorbele sunt mai sonore în cea dreaptă. Cum am zis, noi? Au, mă, am zis A sau B, la da, final mă întorceam. Nu, am zis A sau ce. A sau ce, deci da. Deci se greșea și așa și așa. Se greșea, nu, da. Oricum, acum știm. Da. Ia zi, Alex. Big in Japan, matrapazlâc. Matrapazlâc. Matrapazlâc, lom. Îmi place vouă cum sună cuvântul da, ăsta. Și da, mie îmi place. Matrapazlâc. E de Vietnam, Shakalaka. Al tabelului. Yeah. Bahama, mama. Se frică? Nu. Poți să-ți iei păpușe cu ochii mari, mirată. O pui să zică și wow. Da. Este mult mai probabil să fii trădat de persoanele excesiv de politicoase. E ceva în spate. Ascuns. Lui Iuda. Iuda, bravo, Iuda. Mă, ia uite Iuda. Iuda era politicos. Iuda era politicos, a întins cu el din farfurie. Da, Iisuse, vreau să văd dacă e picant. Ia zi, Alex. Big in Japan, matrapazlâc. Matrapazlâc. Matrapazlâc, lom. Îmi place vouă cum sună cuvântul da, ăsta. Și da, mie da, îmi place. Matrapazlâc. E de Vietnam, Shakalaka. Al tabelului. Yeah. Bahama, mama. Matrapazlâc. Matrapazlâc. Care a fost motivul principal pentru care sultanul otoman Selim al II-lea a ordonat ocuparea Ciprului? Voi ați zis. A. Pentru că era îndrăgostit de vinul produs pe insulă. Cipru? Da. Sau B. Pentru că femeile din insulă erau legendar de fertile. Legendar. Sau ce? Pentru că muflonii venerați pe insulă erau animalele lui preferate. Muflon? Da, mă, nu, muflonii în Cipru niciodată. Ce la muflon? De ce, mă? Ce-i cu ei, mă? Muflonul e un animal de ăsta ca un fel de între zimbru, ca vacă și nu știu ce. Da, da, muflon, gata, în Cipru, ba da, că au și niște daruri pe acolo. Tu te referi acum la muflonul de est sau de vest? Da, corect, că trebuie să fii foarte atent. Nu e ca pârșul de toamnă și de iarnă. Aici e croatra, zice mufloni, nu știu exact, dar nu mă duce acolo, Andy, ai încercat să-mi dai teroare mentală. Pentru că era îndrăgostit de vinul produs de pe insulă, adică ai băut vin de Cipru? Nu prea. Eu da. De Cipru? Clar că ții. Da, da, tu ești otoman. Adică... Adevărat, nu păi... sunt. Nu, no, e șarpe miușesc, dar crede mă de bagă, vrea să ne dea mă, pastile. Poate urât că da, poate că probabil că nu. Unde ai băut tu vin de Cipru? Am băut, mă. Unde te am băut, ce te interesează, din poate... Și... În Grecia. Era bun, era bun. Excelent. Era excelent. Extraordinar. Venea la Segarcea dacă era să vreau un vin. Corect, a venit, cred că și pe la Segarcea. A venit, nu-ți face griji. A venit. A venit ăla de pe insulă cu paharul, i-a dat să guste, ca să vadă dacă trece. Și a zis, e bun, cu ceriți. Zic și eu. B, mă. Categorie. Deci mergeți pe fertilitatea da, asta legendară. Auzi, da, și da, sunt și curios de imagini. Poate chiar ne arată și nouă ceva aici. Hai să vedem. Ce l-a mânat pe Selim al II-lea când a ordonat invazia insulei Cipru în 1573? Poziția strategică a insulei? Resursele de aur? Flota piscicolă? Nu, Selim avea haremul plin, iar cei 7 copii îi satisfăceau nevoile paterne. Nici muflonii nu ocupau un loc special în inima lui. Era, în schimb, îndrăgostit de vinul cipriot. Un vechi proverb turcesc spune că vinul pentru care nu plătești e băut de 2 ori, drept pentru care sultanul și-a zis că, decât să-l cumpere, mai bine să-l ia. Nu degeaba istoria l-a consemnat sub numele de Selim Bețivul. Aici era de fapt secret. Ce-i cu imaginea de final cu băiatul ăla cu unghiile făcute cu ojă care zutea cu cam pe bar? Era emo. E un, mă rog, urmaș de-a lui peste vreo 10 generații. Da, mi-a plăcut. L-om nu stau în Hawaii? Se frică? Nu!
Da, mă gândeam de ce. De ce ți-e frică nu scapi oricum așa că? Hai să mergem, nu stau în Hawaii, că chiar nu eu cel puțin nu stau. Nu stau în Hawaii. Nicio, hai. Fost hai să vedem cum e întrebarea aici. Ia. S-ar putea să o știi. Ai, bravo. Ce înseamnă ukulele în limba hawaiană? Nu, nu, știu sau nu știu. Hai zi. Hai stai să vedem, că dau trei variante. A. Purice săltăreț. Cum? Purice săltăreț. Prima variantă sau durere în cot. A doua variantă sau trei. A te plimba fără o țintă precisă. Ukulele. Da, că umbla ukulele pe stradă. S-a dus de ukulele. Da. Am cântat o piesă când eram mică în state. De Crăciun în Hawaii. Purice săltăreți, ukulele. Melica Mikimaka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. Dar n-are niciun ukulele, lele. Purice săltăreți, nu cred că e. Adică, okay, că... Așa îi zice la ukulele. Da, acum ce înseamnă cuvântul? Fii atent. Și cu ce ne ajută? Că de la asta e... Gen e o durere în cot. Că îți vine... Da. Îți vine asta. Da. Asta e. Asta de aici pornești. Logic. Bravo. A zis instrumentul și de aici am plecat... Că mă mănâncă carne, avem unii de la puricele la zeltăreț, știi? Da, bravo, e bravo. Bine, asta mi-a plăcut. B, durere în cort. Am e avut muzica... o culele, de, vreau să zic, că am dat cu... Și te-a durut pe bune. Am avut o culele de aia nasoală rodătă de... Dar am mers la doctor și mi-a dat analgezice, că era panică. S-a și pe partea aia și pe partea. Ți-a dat cremă de ukulele. Da, mi-a dat cremă de ukulele, exact. Da. Și nu-ți venea să cânti în perioada aia la ceva? Ce vorbești? Că am dat și tot în asta am mers, știi, că dai în cotul în ăsta, în rama de la ușă și asta, tot acolo te duci la ukulele. A te plimba fără o țintă precisă, ia. De o stare bună, te plimbi, poate are treabă cu asta. Fără țintă? Unde se duce asta, tu te duci în partea asta, nu de nebun. Nu, te duci așa, bă, da, am plimbat frumos. Da. Și uite cum cântă păsările vântul și... Bă, eu cred că aș merge pe... dacă aș după mine. Purice? Da, purice. De acolo m-am luat, că m-a ajutat Bobo. De la ukulele. Vezi, dacă nici eu nu stăm cu voi... Sigur. Dacă nu, ce vrei tu? Ăla e, mă. Purice săltăreț, a zis. Eu îmi dat drumul. Hai să vedem. Săltăreț. Fii atent dacă îl mai prinde la Bobo. Hai să înceapă direct cu ukulele. Micuța chitară e asociată la fel de puternic cu arhipelagul hawaian cum este o vacanță în Hawaii asociată cu invidia. Dar instrumentul iconic nu s-a născut în Oceanul Pacific, ci a fost adus pe insule de către imigranții portughezi în secolul al XIX-lea. Îl numeau machete. Fostul ofițer britanic, Edward Purvis, ocupa pe atunci un loc important la curtea regelui Kalakaua. Mic de statură și debordând de energie, Purvis fusese de mult poreclit de către băștinași ukulele, adică puricele săltăreți. Și iată cum dragostea unui britanic pentru un instrument muzical portughez a creat emblema insulelor Hawaii. Deci a fost tot asta de... Da. Legătură da. Ăla care era britanic, dar acum arăta în poze, era britanic de la noi de acolo. Din românești. A venit ăla chitara din... Era ukulele. Trebuie, mă, și noi căutăm să le, dacă le dăm pe astea care smulăm. Era UK lele, UCU, știi? Da, mă, de aici vine. Zi, Alex, ce jucăm? Pe ce ne reprezintă pe noi? Insano incorpore sano barosano. Mamă, asta e. Insano incorpore sano. Dă-ne. Hai. Bă, răspunsul. Începând din anul 1974, în Michigan, Ohio, se organizează anual campionatul internațional de A. Tras cu bobițe de hârtie prin tubul de pix. Bobiță! Așa. Sau B. Scuipat sâmburi de cireșe. Sau C. Tras cu praștia în baloane de săpun. Tras cu bobițe de hârtie prin tubul de pix, cum făcea... Cum făceam toți, nu cred că e cineva care să fi ratat ocazia. Făcea Hagi cu Cică Popescu când le vorbea Iordănescu la ședință. Campionat. Sau cu scoabe, sau cu de-asta. Da, no, adică și state făceau. Făceau cu pixul? Da. Pe care o vedeți mai bine, ca să zic așa? Tras cu bobițe de hârtie prin tubul de pix sau scuipați sâmburi de cireș? La tras cu bobița asta. O fi la țintă sau la care dă mai departe? Și la fel, zic. Da. Și noi. Păi nu, cred că la sâmburi pe distanță, da, la pixe pe țintă. Corect. Tras cu bobițe de hârtie prin tubul de pix. Ăsta e, tras cu bobițe, pentru că e cel mai bine și voi sunteți siguri. Eu zic B-ul. Hai să vedem, hai.
campionatul mondial de tras cu bobițe de hârtie, cu ajutorul unui tub de pix. Ar avea cu siguranță participanți din întreaga lume. Singura problemă e că deocamdată nu l-a organizat nimeni. Trasul cu praștia în baloane de săpun ar putea fi un bun campionat internațional de spălare a străzilor, dar singura competiție reală dintre cele trei enunțate este scuipatul cu sâmburi de cireșe. Anual, concurenți din toate colțurile planetei se întâlnesc, se înarmează cu pungi de cireșe și scuipă sâmburi. Ai treabă! A fi dezamăgire, că nici măcar nu e clar. Am fost aproape. Alegi tu de data asta? Ce vrei tu, nu? Zi. Tot eu? Da. Să mergem pe și tu, Brutus? Nu, Big in Japan. Păi vezi că... Am zis, hai, gata, Big in Japan. Big in Japan. Pentru că e haos aici. Sigur. Cred că se ciudățenii. Un studiu din 2011 realizat de Institutul Meiji Yasuda, ce analiza viața sexuală a japonezilor, atât, a concluzionat că... Mamă. A. 20% dintre japonezii de peste 40 de ani încă locuiesc cu părinții. Puțin. Sau B. 30% dintre bărbații de 30 de ani nu au avut niciodată o iubită. Clar. Sau C. 40% dintre femeile de peste 25 de ani nu ar face niciodată sex cu un japonez. Wow. Știu că acolo s-a dezvoltat treaba asta cu păpuși, cu nenorociri, cu așa treaba. Și tu zici că de asta? Păi da, la un moment dat în singurătatea aia, la un moment dat... În 2011? Aduce în toate direcțiile. De acolo au venit păpușile astea de o să vă înlocuiască la un moment dat. A, nu, a. se discută deocamdată. Nu găsești femeia așa. Bravo, ușor. Bravo, păpușa, da, nu te ceartă. Da. Păpușa face, poți să, da, fii păpușe cu ochii mari, mirată. Exact. Sau care aplaudă că te dezbraci. Și îi dă, exact, un self-esteem foarte corect, șmecher. Corect, da. O pui să zică și wow. Bravo. Deci, sau ce? Ori 30% nu au făcut, da, niciodată. Ori 40%. Ori 40%. 40, da, e mult. 40%. Păi e ceva. Încep ceva, dar e o lege. Eu chiar cred că e B. Hai. Cred că a ales bine. Procesul mi-a plăcut. E de apreciat. Acum, dacă ați nimerit bine sau nu, o să vedem imediat. Vedem. Viața în Japonia. Avantaje. Transport în comun ireproșabil. Mâncare delicioasă. Servicii medicale demne de filmele SF. Dezavantaje. Costul vieții extrem de ridicat. Orele de muncă inumane. Apartamente mici. Pereții subțiri, iar cultura locală are cu intimitatea o relație reținută. Iată de ce japonezii au cea mai redusă rată a activității sexuale din lume și sunt singurul popor în care numărul celor nesatisfăcuți de viața lor sexuală e mai mare decât al celor satisfăcuți. În plus, 3 milioane de japonezi peste 35 de ani încă locuiesc cu părinții, iar 30% dintre bărbații de 30 de ani nu au avut niciodată o iubită. Asta e, mă. E prins, bă. Așa e. Foarte prins, da. E foarte prins, da. Dar aia tehnologică ei sunt peste noi. Da. Au trecut de lucrurile. Și la mai multe chestii, japonezii sunt mult peste. Să luăm semnul întrebării, domeniul surpriză. Hai, mă, că văd că nu s-a arătat nimeni până acum. Până acum am ales cu capul, ne-am gândit noi, modă, chestii, Paris. Da, semnul întrebării, hai, domeniul surpriză. În anul 1969, NASA a finanțat parțial o lucrare științifică numită A. Incidența depresiei printre astronomi, corelată cu frecvența ploilor de meteoriți. Asta e prima variantă. Sau B. O explicație a dinamicii fenomenului căderii pisicii. Pe gânduri. Sau C. Magneții în spațiu, o atracție aproape fatală. Pisică, vă, all day pisică. Stai, mă, să o luăm puțin așa, pisica... că ce provoacă depresie. Și panica provoacă depresie. Sau când vezi, adică tu zici vadin, că de la meteoriția la un moment dat... Da, mă, stai cu aia pe acolo și vezi că începe alea să plouă și te ia frica puțin. Bă, dacă e unul mai mare de distruge... Eu zic că e de altceva. De plictiseală. Stai un pic, da, dar... te uiți și ce dracu la... fac eu cu viața mea? Eu ce fac, mă, cu viața mea? O explicație a dinamicii fenomenului căderii pisicii. Pam, pam, să arunc pisica. Cum? Cum faci aia? Cum ajunge aia? Numai aterizează întotdeauna pe picioare. Cum faci? Și de ce ar fi finanțat NASA asta? Păi, asta e întrebarea. Păi de ce nu? Dacă aveau bani. Da, da, corect. Nu, nu. Da. Pe la după mine. Magneții în spațiu. Deci lucrarea se numea Magneții în spațiu. O atracție aproape fatală. Aproape, adică, fatală.
Pentru că nu mai există atracția gravitațională. Da. E nenorocire dacă e magneți cu tine în spațiu. Zic. Tu ești că ești de la Selim, mă. Tu ești bine și pe A și pe B și pe C. Tu vii cu A, nu, zici, nu, nu. Domnule, eu depresia, nu știu. Pisica, pisica, pisica și pe aia. Magneții, magneții. Deci, luăm pisica, mă. Nu. Nu. Luăm pisica, mă. Pisica, nu? Pisica? Băi. Pisica, gata. Băi, bobo. Nu, ai mei, ai mei sunt, e seară, e seară, e târziu. Și sunt domoi, nu, nu, n-am auzit să zică toți pisica. Aici au toți din star pisica, orice am de pe pisică. Îmi las și mie, că te-am servit. Hai să vedem. Este un fapt demonstrat științific, că vremea mohorâtă ne face să ne simțim tristuți. Însă cercetările noastre despre efectele emoționale ale ploii nu se extind și la meteoriți. Chiar dacă ai o atracție magnetică față de spațiul cosmic, poți sta liniștit. Nu a murit nimeni din asta. Cât despre lucrarea, o explicație a dinamicii fenomenului căderii pisicii, vă spunem că există și tratează ca subiect central dezvoltarea manevrelor care să-i ajute pe astronauți să-și orienteze corpul în condiții de gravitație zero. Mare careologică! Bravo! Încă mai sunt întrebări. Bine. Și vă reamintesc că puteți să câștigați premiile oferite de prietenii noștri de la Vlad Casino. Dacă jucați în același timp împreună cu noi pe bune, intrând pe pebune.protv.ro. Dar trebuie să răspundeți înaintea lor. Și tu, Brutus? Ai ceva? Da, ok. Și tu, Brutus. Și tu, Brutus? Da, o să fie urât, trist. Da? Eu așa zic. E ceva rău? Nu știu, dar mă gândesc că... Nu, e, nu e trist. Nu e? Nu. În anul 2015, o echipă de cercetători din Beijing a descoperit că este mult mai probabil să fii trădat de persoanele. Atenție! A. Care te contrazic vehement orice ai spune. Sau B. Excesiv de politicoase. Sau C. Care te ignoră cu desăvârșire. Băi, cu fii trădare, atent, că asta e cu... De aici o să rămânem cu ceva. E cu trădare. E B-ul ăsta. Excesiv de politicoase. Da. Dar nu, te rog, tu, dar nu, stai tu jos. Nu, 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 dar tu să faci. Da, dar nu, dar să... Nu. Că nu te aștept sau ce? Sau ce, ca un scop? Ca așa, ca un scop sau ce? Da, e ceva în spate. Ascuns. Ascuns, exact. Îs prea de treabă. Nu, lui Iuda. Iuda, bravo, da. Ia uite Iuda. Iuda era politicos. Iuda era politicos, s-a întins cu el din farfurie. Da, Iisuse, vreau să văd dacă e picant. A băgat și el să-l verifice cu ce mâncaia da. Acolo, creveți în sos. Da. Și normal, era prea peste el băgat. Da. Uite și la cina aceea de taină, că e acolo, e peste. Cel mai, da. Cel mai prietenos. Da. Și când a venit ăla cu arginții... Fac. Ce vrei tu? Eu cred că B. Te duci pe B. 3. Da. Donios. Unos. A luat Donios. B. Donios. B. Donios în ce limbă? În spaniolă. Aia veche. Nu fi nebun. Da, bă, aia veche. Intuiția feminină a spus B. Hai să vedem. Aoleu. În general, persoanele care te contrazic vehement sunt preocupate de acest subiect și nu mai au timp și de trădare. Cei care te ignoră cu desăvârșire te consideră mult prea mic pentru țintele pe care și le-au propus. Însă, omul care se va comporta cu tine excesiv de politicos poate deveni foarte periculos. Trădarea poate fi planul lui ascuns. Șarpele pe care îl crești la sân te va mușca de ochiul stâng. Sau cum era? Mi se părea că era băgatul nostru. La rândul nostru și noi v-am dat pisica înapoi, că de-aia a băgat-o Alex cu Iuda. Da, da, da. Mie mi se părea asta prea bland de mână, dar uite că asta era. Ce jucăm? Ulala? No, afectiv, afectiv olfactiv. Afectiv olfactiv jucăm. Afectiv olfactiv. Deja avem una atucă, știm despre urechea. Da? Cu stânga muzica, dreapta vorbele. Un studiu universitar din 2019, ca ieri, realizat de Universitatea Americană Brown, a demonstrat că suntem atrași de mirosul persoanelor care A. ne împărtășesc ideologia politică. Da. Sau B. mănâncă la fel de picant ca noi. Sau C. au vicii similare nouă. O anumită ideologie politică emană un anumit miros? Miroși mai mult pe dreapta sau pe stânga, depinde. Da, știi da, da, cum... că mai miroși mai radicalist. Mai... Da. Acum nu știu că suntem destul de complexe ca animale așa. Se poate ca mirosul să-ți dea un hint de ăsta de... Să-ți dea o stare. Orică e friendly, orică e atac, orică nu, aici n-am ce să caut. E clar treaba că omul zice că e pesedist, dar e penalist, clar, după cum miroase.
Adică te duci, mamă, ce miroase au sere aici, mă, în cavaș brava. Acum nu vreau să, da, am impresia că ăștia toți cam... Miros la fel. Ai dreptate și tu. Mai puțin cașcavalul, sigur. Pe ce merg sigur că nu este? Adică eu sunt o persoană care are vicii, da, și nu sunt atrasă niciun fel, nici de miros, nici de aspect. De alții care au vicii la fel. Dar mai ales de miros. Bune, da, nu mă atrag mirosurile persoanelor tu care vibrezi, au același vicii. Tu la ce vibrezi, Alex? Eu merg pe A. Eu merg pe mâna lui. Wow. Nu, mi se pare că... avut un răspuns foarte laborios, m-a convins. Au. Ar fi o surpriză asta, într-adevăr. Chiar ar fi, pe bun. Să-ți dai seama cum ai votat în toți anii ăștia. Da. Da. După miros. Hai să vedem. Numeroase studii până în prezent au arătat că majoritatea cuplurilor care rezistă pe termen lung se aliniază mai des după ideologie decât după orice altă trăsătură, în afară de religii. Noua serie de cercetări realizate la Universitatea din Stockholm și la Universitatea Americană Brown demonstrează că în rândul persoanelor cu opinii politice care se apropie de extreme, mirosul este un factor de identificare precis al poziției ideologice. Așadar, pentru un conservator din grupul studiat de 150 de persoane, mirosul unui aliat va părea cel mai frumos parfum, iar corpul unui liberal va avea un iz tărâncet. Nu cred, mă! Miroase arâncet, mă, a zis! Da. Când nu e pe aceeași vibrație ideologică, e așa, pe genunchi. Păi, a rămas... Da. O, la, la! O, la, 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 la! Ai, foarte frumoasă! Cercetătorii francezi au dezvoltat un algoritm computerizat pentru a calcula A. Intensitatea plăcerii rezultate din scărpinarea unei mâncărimi. A, ce drăguț. Sau B. Unghiul de înclinare ideal la turnarea aluatului de clătite în tigaie. Ia uzi, bă. Sau C. Cât timp trebuie să practici cântatul la tubă pentru a reduce semnificativ sfărăitul? Doamne, ferește, bă, ce-au ce? Făcut. Ei au făcut ceva, mă, băi. Ei au avut treabă, mă. Unghiul de înclinare ideal pentru turnarea aluatului de clătită. Gândesc că poate e ceva case cu mâncarea, cu clătită. Cum arată treaba asta? Au făcut pe aluatul de clătită și au început în ziua aia. Joi ne vedem să testăm aia. Da. Într-un unghi ascuțit, obtuz. Da, bă, bune, știi, și stăteau cercetătorii. Ia, mă. Acum vă întreb și eu așa, vreodată ați făcut clătite în viața voastră? Da, da, făcut, da, normal. Normal. Și la greu. Unde ar putea să apară diferența? Ca să faci clătitele perfecte, trebuie să torni pe mijloc și trebuie să ții tigaia într-o parte, ca atunci când torni după mijloc să ducă în jos și după aia să-mi torni din partea asta. Crepi. Și au zis francezi, băi, trebuie să stabilim, ăsta e. Da, aia zic. Dar e la îndemână, așa, știi. Dar în Franța nu e apreciat deloc clătita, adică foarte rar găsești clătite în Franța, pentru că nu mănâncă clătite ei. A. Este mai mult pe bulangerie, fel de asta. Da, 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 foarte multă bulangerie în zona aia. Bine! Da, băi, da. Bine, rău. Zi, Antonia. Vrem, mergem cu A. Am mers pe... Ați luat asta cu scărpinarea? Da. Păi e demență, așa, știi? Intensitatea plăcerii. Rezultate din scărpinarea. Da, e demență. Băi, dar chiar e demența asta. E demență, bă, bune. Să vedem, hai. Să înceapă. Hai să înceapă. Să vină. Când Cristofor Columb a ajuns în America. L-au trezit pe Cristofor. Boss, ce? Am ajuns. Am ajuns. Unde? Băi, asta ți-a așa, mă, puțin. Ia, mă, să vedem care e răspunsul. Ia. Poate era eu, că nebunesc. Da. Mergem cu A. Am mers pe... Ați luat asta cu scărpinarea? Da. Că e demență, așa, știi? Intensitatea plăcerii. Rezultate din scărpinarea. Da, e demență. Băi, dar chiar e demența asta. E demență, bă, bune. Să vedem, hai. Dacă luam clătita, era prea... Era prea? Era așa. Hai să vedem. Există numai asta. Nu se prea simplă clătita. Mai mult pe gofre. Pe bulangerie, am zis. Ha. Premiile Ig Nobel se acordă anual studiilor științifice serioase cu aplicabilități dubioase. De exemplu, cât de mult trebuie să cânți la buciumul australian, nu la tuba germană, ca să scapi de sfărăit. Lucrarea Plăcerea de a scărpina o mâncărime, o analiză psihofizică și topografică. Este reală, dar nu e nici ea made in France. Spre deosebire de Mathieu Salier, bucătarul fizician pasionat în egală măsură de fizica fluidelor și de micul dejun, care a adus lumii formula computerizată care garantează clătita perfectă. Uite, mă, francezii, mă, care nu-i bave clătita, mă. Da, mă.
I-a ajutat. Dar bă, ce bine a asta din da, mă, arătau impecabil și v-a întins o capcană și imediat dar a sărit. Dar nu mi-a întins capcană, nu puteam mă seama. Nu, v-a plăcut aia cu mâncărimea. Da, mi s-a părut drăguț. Sincer, m-am gândit la bere în prima, da. N-are nimic. Stați bine, deci băieții au 1500 de lei, așa. Voi, Antonia și Costi, aveți 2000 de lei, sunteți la un nivel o treaptă înaintea lor. Probabil că vă doriți să câștige ceva totuși susținătorii voștri. O să am o întrebare. Da. Și 20 de secunde la dispoziție veți avea voi să dați răspunsul corect. Cu ce pot să vă ajut? Cu domeniul, ca să știm cam câți bani ar trebui să parim. Că poate picăm și noi pe ce am învățat. Hai corect. Să vedem. Hai să vedem domeniul din care face parte întrebarea finală. El este, după cum scrie și pe ecran, descoperă. Da. Câți bani vrei să punem? Tot. Tot sau nimic. Like dublu? Păi dacă... Noi am pus 100 de lei. Am zis, bă, măcar să rămânem cu ceva. Te-am văzut, ai apăsat direct. Nu, no, nu. No. Mentalitate de păcănele asta, ai cred. Nu. Bă, jumate în casă, mai nu e așa. Atenție. Încep să enunți problema, da? Da. Asta este. Fiți atenți. Când Cristofor Columb a ajuns în America, echipajul a crezut că a ajuns de fapt A. în Australia sau B. în Rai sau C. în Dubai. Și a pornit cronometrul. 20 de secunde. O singură variantă e pe bune, vă previn. Și nu e cioacă, nimic. Nu e nicio capcană la mijloc, au mai rămas nici mai mult, nici mai puțin decât 10 secunde. Rai sau Australia? Atenție. Australia, Rai sau Dubai? 5, 4, 3, 2, 1 și... Dubai, nu? Aie. Tot Dubai ați luat? Da. De ce? Pentru că e foarte mișto acolo. Ați făcut planurile, da? Hai, am făcut planurile, hai. Acum e momentul adevărului. Primul moment al adevărului este ăsta în care vedem cât ați pariat. Ia uite, Olin. Olin peste tot, mă. Totul s-a pus la bătaie, nu, totul. Nu, băi, eu i-am zis să zic așa, eu sunt șarpe. Hai să vedem ce ați luat fiecare. Da, nu sunt prea multe bani. Să înceapă. Hai să înceapă, hai, că sunt curios. Deci Costi a mers în Australia și... Băi, am ales asta, mă. Că eu crezi că aș fi Rai. Și ce e de râs, mă? Costi a rămas așa. Că a zis, bă, ce Dubai, pare așa ciudat? Dubai era clar că nu era o atracție turistică nici pentru ca să se mire ea. În Rai nu poți să zici. L-au trezit pe Cristofor. Boss, ce? Am ajuns. Am ajuns. Unde? În Rai. Am văzut îngeri. Da, am văzut îngeri, da, Rai. Da. Deci era clar că Australia era răspunsul cel mai corect. Și-ați luat Rai, bă? Da, și-am luat Rai. Da. Băi, ia stați așa, mă. Ia hai mă să vedem care e răspunsul. Ia. Poate e Raiul, că e nebunesc. You never know. Păi bineînțeles că ăsta e răspunsul corect. Wow. Asta au crezut că au ajuns în Rai, mă. Ce pula la cap. Ăsta e, mă, răspunsul corect, bineînțeles. Asta e pe bune. Asta au crezut, da. Ei s-au gândit că au depășit, că au ajuns la capătul pământului. S-au văzut. Aici e Raiul, mă. Aici e Raiul, mă. Bravo. Și-a zis Rai. Bravo. Bă, ce se pare? Nu-ți pare rău, mă. Nu-ți pare rău, că a fost foarte de râs. Mersi frumos. Bravo, mă. Bă, și m-am gândit că știam că erau de mers. Băi, fiți atent. Australia e prea... Deci știți că e o graniță foarte mică între Rai și Iad, da? Da. Unor granița e foarte mică. Ca să știți că voi ați fost de partea corectă a lucrurilor, ei n-au câștigat 66,6 lei de persoană, ci 66,7. A, bun, da, bun, era cât pe aici să fie. S-a evitat frumos. Ca să, încă o dovadă că e o graniță foarte fină între Rai și Iad. Da, mă, frumos. Intuiția, mă, la final. Despre asta e, despre asta e viața, mă. Că nu zicea rău John Lennon ce zicea. Dar să nu uităm, au fost în această seară, împreună cu voi, pentru voi, Alex Velea, Antonia, Costi Diță și Mihai Bobonete. Până la o nouă întâlnire cu Pe Bune, vă las să vă gândiți la ce a zis John Lennon, că a fost și ilustrat aici. Ce e viața? Viața e ceea ce trece pe lângă noi în timp ce noi facem planuri. Bă, ce frumos! Asta e! Viața e ce se întâmplă între mese. Corect! Sunt Andy Moisescu, mă înclin. Voie bună!
castra pepenele, pepino sau castravetele mexican. Oricum ar merge o asta fructă de mare, un castra pepene, o castra roșie și o castra ceapă, să le prinzi pe toate, să le faci acolo cu niște castra brânză rasă deasupra. Mergem pe școlile alea multe ale noastre, mergem pe cuvinte grele. Da, pe bună, dar vrei să... Da, hai, pe bună. Poți să citești întrebarea, Mitruț? Da. Te rog. Ce este un libro cu bicula Crist? E prea simplă asta, frate. La mintea cocoșului, pe bună. Îl ai pe Hagi în echipă, da, mă. Și vrei să bateți voi penalti, bateți, frate, faceți ce vreți cu banii voi. Sigur e o variantă. Păi da, dacă stai, dacă stai și te uiți la mine. Ce-ați luat? Ai cedat sub presiune. E prima întrebare. Dormea câte 4 ore, se trezea, lucra câte 4 ore, dar nu știam că e o mașinărie. Băi, o să fac ce nu s-a făcut niciodată la emisiunea asta. Te rog. Deci voi n-ați greșit nimic până acum, nu? Nu. N-ați greșit nimic. Incredibil, mă. Bobo. Nadia Comăneci a stricat aparatele, mă. A stricat aparatele. Mi-a dat emisiunea peste cap.